8 sportivi de la CS Pristavul Câmpulung au participat la faza finală a campionatului național individual de tenis de masă seniori, competiție ce s-a desfășurat în sala sporturilor Romeo Iamandi din Buzău între 17 și 19 martie. Vineri seara, CS Pristav a obținut prima medalie prin Alin Spelbuș, cel care în proba de dublu mixt a făcut echipă cu Irina Ciobanu. Cei doi au jucat finala probei, dar au cedat scor 2-3 în fața mixtului Andreea Dragoman, Constantin Cioti, după ce au condus cu 2-1 la seturi și 9-5 în setul care le putea aduce medalia de aur. Sâmbătă dimineața, în transmisiunea directă a postului de televiziune TVR2, s-au desfășurat celelalte finale ale competiției de la Buzău. În prima dintre ele, la dublu feminin, la masa de joc a fost și Camelia Poștoacă de la CS Pristavul Câmpulung. Prezentarea jucătoarelor ați văzut-o pe Medi Switch, alături de ea Daniela Dodean, în partea cealaltă Camelia Poștoacă și Ioana Ciobanu. Camelia Poștoacă de la Pristavul Câmpulung, Irina Ciobanu de la Poliaș. În plan apropiat, Beni Suet și Daniela Dodean, în plan depărtat, Irina Ciobanu și Poștoacă. Camelia Poștoacă. Foarte bun retopsul lui Ciobanu, extrem de agresiv, au preluat inițiativa cele două, au controlat schimbul și iată un punct câștigat la mare luptă. Frumoasă finalizare. Victorie în 4 seturi, în 5 seturi, 4-1 pentru Beni Suet și Daniela Dodean, campioanele României la dublu. Așadar, 4-1 scor final pentru dublul Dodean Soci și CS Pristavul Câmpulung are a doua medalie de argint la aceste naționale. La TVR2 a urmat finala de dublu masculin, un meci mult mai echilibrat, de-a dreptul spectaculos și cu un alt mușelean la masa de joc, Alin Spelbuș. Ovidiu Ionescu, Constantin Cioti contra Alin Spelbuș și Adrian Dodean. Iată-l în stânga imagini și pe președintele Federației Române Tenis de Masă, Cristinel Romanescu. Și că este un dublu format pentru acest campionat național. Foarte bine s-au apărat, dar ce atac reușește Adrian Dodean. Și iată 11-9 și jocul se relansează. Set câștigat la mare luptă de Dodean și Spelbuș. Senzațional Spelbuș. Extraordinar revers! Excelent, a întors Spelbuș pe masă, în extra lateral, dar Ovidiu Ionescu a urmărit bine lovitura și egalitate la 11. Un final de set tensionant și spectaculos. Din nou inspirat Spelbuș și egalează încă o dată. A treia minge de set salvată de cei doi. O nouă scripire a lui Spelbuș, Alin Spelbuș. O lovitură inedită a lui Spelbuș. Magistrală execuție. 15-14. Din nou minge de set. Excelent reverul lui Spelbuș. Apasă din ce în ce mai bine loviturile și egalitate la setul 2-2. Și au contribuit la acest spectacol total oferit de această finală de nivel european, aș putea spune, de nivelul unei finale europene.
11-5, 3-3 la seturi. Vom vedea set decisiv în această finală. Ce atac frumos, direct din preluare de servici. Dodean, incredibilă lovitură. Foarte eficient. S-a ajuns astfel la 3-3 la seturi și 9-9 în setul decisiv. Contează enorm cât de bine vor servi acești jucători pe finalul setului decisiv. Noi a reușit flicul lui Spelbuș, 10-9, minge de meci pentru experimentații Ciotti și Ionescu. La serviciu însă Adrian Dodean. Discută tactica, probabil, Ovidiu Ionescu și Constantin Ciotti. Ce răspuns să ofere Costică Ciotti? Și iată victorie, o victorie muncită, dramatică, dar o victorie meritată. Experiența și-a spus cuvântul, 11-9. Din păcate, ultimele două puncte din meci au fost adjudecate de favoriți, iar Alin Spelbuș și colegul său rămân cu medalia de argint. Acestor trei medalii, care răsplătesc locul al doilea câștigate de sportivii de la CS Pristavu Câmpulung, se mai adaugă încă una de bronz obținută de Camelia Poștoacă la individual. A fost o competiție după care rămânem cu dezamăgirea că Alin Spelbuș și Alexandru Manole au părăsit încă din primele tururi proba individuală. Iar Alin Spelbuș a ratat de puțin medalia de aur atât în proba de dublu mixt cât și în cea de dublu masculin. Dar în același timp adăugăm, după un concurs al seniorilor, 4 medalii în palmaresul Clubului Sportiv Pristavu Câmpulung.